zi de advent, în tălci extra ne vom ocupa de un obicei tradițional de împletire al unei coronițe din crenguță de brad, numită Adventskranz. Am marcat în textul următor câteva cuvinte speciale pe care le vom traduce pe parcurs. Die Zeit vor Weihnachten heißt Advent. Perioada de dinaintea Crăciunului se numește Advent. Der Adventskranz besteht aufs frischen Tannenzweigen. Coronița de Advent constă în crengi de brad proaspete. Bestehen, a consta. Man bindet sie mit Draht in Form eines Kreises zusammen. În această propoziție, sie ține locul lui Tannenzweigen. Așadar, omul le împletește, le leagă cu o sârmă, Draht, în forma unui cerc. Deci le legăm împreună cu o sârmă sub formă de cerc. Traditionell symbolisiert der Ring des Kranzes die Unendlichkeit. În mod tradițional, der Ring des Kranzes, cercul acestei coronițe, simbolizează eternitatea, die Unendlichkeit, eternitatea. Darauf werden vier Kerzenhalter befestigt. Pe aceasta vom fixa, befestigen, a fixa, vier Kerzenhalter, patru suporturi de lumânări. Die man meist mit roten Kerzen versieht. Versehen, mit etwas versehen, înseamnă a echipa. Deci am putea spune, aceste suporturi de lumânări vor fi echipate cu lumânări roșii, roten Kerzen. Die Kerzen sollen die dunkle Jahreszeit erhellen und Hoffnung geben. Lumânările ar trebui să lumineze erhellen, anotimpul întunecat, și să dea speranță, Hoffnung, die Hoffnung, speranță. An jedem Adventssonntag wird eine Kerze mehr am Adventskranz entzündet. În fiecare duminică de advent se va aprinde o lumânare nouă pe coronița de advent. Entzünden, a aprinde. Iată așa arată o coroniță. Der Adventskranz ar putea să arate astfel. Tradițional se folosesc lumânări roșii. În ziua de azi putem folosi orice fel de lumânări, orice fel de crenguțe de braz sau decorațiuni. Scopul este important. Așadar, lumânările de pe coroniță se aprind rând pe rând pentru a aduce speranță și lumină în casele și sufletele noastre. Cum se face o coroniță și ce avem nevoie pentru aceasta? Was brauchen wir dazu? Wir brauchen Tannenzweige, crengi de brad, einen Ring aus Stroh, un inel din fân, sau poate fi la fel de bine și din plastic, din stiropor, din orice alt material, grünen Basteldraht, sârmă verde, Rosenschere, o foarfecă de grădină de tăiat crengi, Kerzenhalter, suport de lumânări, vier Kerzen, patru lumânări de culoarea pe care o dorim, und Deko-elemente, elemente decorative. Bänder zum Aufhängen, fundițe pentru agățat, kleine Weihnachtskugeln, mici ornamente de pom, getrocknete Orangenscheiben, felii de portocale uscate, Äpfel, mere, kleine Geschenkboxen, mici cutii de cadouri, Geschenk înseamnă cadou, Holzschmuck, podoabe din lemn, Zimtstangen, batoane de scorțișoară, Strohsterne, steluțe din paie, und Nüsse, și nuci. Tannenzweige, zerkleiner, deci omăruții,
mit dem Bindedraht Tannenzweige befestigen, fixăm rămurelele cu sârma pe acel cerc din caie. Zum Schluss dekorieren. Acestea sunt kerzen de halter, apoi vin lumânările, die kerzen și die deco-elemente, elementele decorative. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Așadar, Advent, Advent, o luminiță arde. Prima dată una, apoi două, apoi trei, apoi patru. Apoi stă micuțul Iisus în fața ușii. Schöne Adventszeit wünsche ich euch! Pentru a fi mereu la curent cu noile postări, nu uitați să vă abonați. Mulțumesc! Schöne Adventszeit wünsche ich euch! Tschüss!